Gata, bună seara, mamă, bună seara, fanele lui Anca. Bună seara tuturor. Bună seara, bună seara. Eu zic, e noua mea vorbă. Da. Salutare, fanele lui Anca. Să nu sunt supere că zice așa. Nu, că ele sunt fanele tale dragi și scumpe. Da. Stai să iau apă, să... Davidescu, fă și tu cu mâna la fanele lui Anca. Să facem un ceai. Un ceiuț? Un ceai. Un ceai. Da, mamă, povestește-ne cum ai petrecut în lipsa noastră. Rău, nici nu vreau să-mi aduc aminte, am fost într-o depresie, nici nu mai vine să ies afară. Ai băut tu cafeluțe cu patroana, stat împreună? Nimic, fugeam una de alta. Cum? Uite păi și... de ce, patroana a avut scuturnița, a refuzat-o asta să-i facă piftină. Păi dacă ea nu a apelat la mine să-l scoată carnea să-i facă piftină, a vrut. Păi vezi, n-a apelat la tine, a apelat la cuturnița și cuturnița i-a dat peste nas. Bine i-a făcut, dar eu puteam să-l spăl după zi înainte să-l las în apă, să-l fac. Să vadă și ea fața adevărată a cuturniței. N-a avut patroana ce-o fiză, că fac eu vizări. Vizări? La piftii. Și mai bine n-am mai făcut de piftii. E belea mare cu vizările astea. N-am mai făcut nicio piftie și a făcut ea. Ce vizări puteți să faci cu piftiile? S-a chinuit, le-a fierbit tot și am mai fierbit și pe aragă le-a mai fierbit peste tot. Pe voi. N-am mai făcut nicio piftie și mi-am văzut de treaba mea și am stat singură, singură, ca cucu, singură. Da. Am pus-o în capul. Da, și na. Ai văzut ce cadou ți-a adus copiii? Am fost într-o depresie, mamă, doamne, terminată, ce zi proastă am avut azi. Și mi-a noi... adus ursul, flor, mărțișoară. Și eu m-am trezit. Mi-a adus cadouri și aici. Șocolățele, alea. Și multe alea a adus Leonardo și Alex. Nu trebuia să dea banii ăsta. Că nu vreau eu cadouri de la ei. Eu vreau să vină ei acasă, nu trebuie mie să dea banii pe cadouri, să-mi aducă mie flori sau cadouri. Eu nu vreau, vreau să vină banii pentru ei. Eu am adus doar o floare lui mama, prieteni. Bine că ai și cu ea, să amărât. Am fost în Craiova după ea, am dat toate florările, am căutat-o. Noaptea. Las să vă ajută Dumnezeu și la toată lumea să le ajute Dumnezeu, la toate doamnele, la toate domnișoarele, mamele, bunicile. Să le dea Dumnezeu sănătate și fericire. N-am cerut eu cadou de la ursul, nu mă așteptam că vine. A venit așa prin... Mi-a făcut o surpriză, că dacă știam, făceam mâncare, nu știu cum. Da. Am făcut un pire de carton. Da, următoarele zile și ce facem? Mergem și noi surpriză la ei acasă. Mergem. În vizită, să vedem și noi unde locuiesc. O să mergem. Prieten, data trecută când am fost de la noapte Leonardo și l-am chemat la medic. L-am chemat în ideea că era supărat cu Leonardo cu faza atunci și ne-am gândit că poate nu vrea să mergem la ei la apartament. De-aia am zis la mec, nu că n-am vrut noi să mergem la ei acasă. N-am zis că îl chem la mec, după aia să nu zică că am venit pe capul lor la ei, la apartament și ăsta. Să deranjăm sau nu? De-aia am zis, hai vină la mec. Nici nu știam bine adresa, nimic. Am mers acolo așa, nu că... N-am vrut să mergem la ei. David, varsă și mie să-mi cuvetea să-mi pun apă. O spune. Davidescu. A publicat noaptea. Sunt îngrijorată. Ca plecat, lasă-mi. Încerc, vedeți-le de la mine. David, să nu... De la mine, că stai sus. Să nu verșele pe acolo. Sunt îngrijorată. A pică. Cu naveta asta e cam așa. Sunt foarte stresată. Pleacă pe drumul, pe mine. Nu ești, hai că e aproape. Știm că e aproape, dar mie mi se pare tot... E ceva totuși, ai 10 și ceva de kilometri. Este și noaptea pe drumul. E drumul ăsta prost, așa. Doamne, iată mă panichez. Nu, o să zic apate pe aici. Ce să faci? E foarte greu. Nu credeți acum că sunt liniștită, mamă, că sunt stresată. Mai de tot când miram eu înainte odată. Acum parcă sunt... Nici eu nu mă mai recunosc pe mine. Nu știu că vin copiii și pleacă. Vin în vizită acum. Am ajuns cum sunt o bătrânică la țară. Nu, și cum suntem noi, pe bune sunt ca serialele la turcești. Da. Îți fac ceai de mușețel fără zară. Măi, mă doare stomacul. N-am mâncat nimic, după aia am mâncat în teco un sandwich, am mai mâncat aici, am mâncat cutia cu bomboane, am mâncat haotic rău. Așa fac mereu. M-am și îngrășat,
Vai de capul meu, David. Când mai slăbesc eu? Adică, vrei să mă înscriu la sală? Fă-ți abonament aici. Da, să fac sport. La sală, când da. Leonardo mergea și la sală, grăsoană. Oricum, nu-i vorbea. Să te ia pe timpul. Și noi am obosit, prieteni. Păi venea epuizat. Păi da, îi se mâncea foarte bine. Patronul așa etalat mai devreme în bijuteriile pe aici, în contre cu tata și cu Olga, să le arate, să-i oftice, vrea. Da. Nebunie mare. Am intrat în curte mai devreme și era ca curtea pustie, goală, becurile stinse. Îmi venea melodia aia în cap, casa aia așa de pustie, știi? Casa aia e pustie. Parcă nu mai gândesc pentru ei, nu mai gândesc să ieși afară, nu, parcă n-am pentru ce, nu știu ce. Nu știu ce e aceea, ce blestem la tine. Ceva e, trebuie să mergem la biserici, trebuie să chemăm preoți, trebuie să facem ceva. Nu mai vorbim de ură, îmi faci treaba la păi nu, așa e. Nu mai trebuie să facem ceva. Vedem mâine, ne gândim. Nu mai zic, David, mă doare stomacul rău. Dacă... Dacă mă nu știu zici, nu mă știu când trebuie. Ce crezi, la dinți tot n-am ajuns. Azi e la scadă. Azi e la scadă. Ne-a uitat scadă la mea. Asta e. Acum a rămas unul. Te duci și stai acolo. La ușă ea. Nu, mă duc la Severin acolo, unde vreau tata să-și pună dinți, să-mi pună și mie. A. Unde l-a dus Fanny. Nu mai zi așa, dacă nu mai ai cumpărat pe toată lumea. Poate te duci pe loc acolo. Dacă te hotărăști, e numai unul. Nu curca pe toată lumea. Nu e așa cu doamnă, că la te duci. Pe care lume încolo? Că te duci pe loc, că te duci pe loc. Eu mă duc acolo. Faci o radiografie la Severin. Unde e să o faci la Severin și vine aici, aproape. Te duce fiecare pe masă. Nu știu, vedem, ne gândim. Trebuie să te ții, nu așa. Păi nu știu dacă face de aici, nu. Deci odată și după aia pleci. Vedem. Trebuie să fii hotărât. Mamă, dar vine mai de-a no. Vedem. Dacă tot nu ne la natură. Nu e de vreo, uite, a venit ceiuțul, David. Ceiucul. Ție-ți făcut de moșatări de sănătoare și... Ia să văd ce bărfește Mihaela cu patroana. Dacă mergem la Severin, mergem și după o fugă și cu Magrito. Da, dar stai să vedem ce bărfește patroana cu... Rego, rego. Cu Mihaela. Mă, ce bărfiți voi aici? E, secret. Ha? Stai la bărfe? Mâine trebuie să facem paharele. Paharele? Oh. Le ducem la Luce să le facem. La grill. Da. Da, pe bune mergem. Să vedem ce faci. Luăm două platouri de aia de friptură. Și mâncăm ba, și bem. Luăm să dăm de pomană mânerul bunicul tău. A, eu mă gândeam unde mănânc pește și am uitat că la grill are pește dorada de la, la grill. Ce mai vrei? La plită. Acolo. Mamă, cu mușdei, da, mâncăm acolo. Dar după ce dăm de pomană? Păi da, după ce terminăm aici. Dăm de pomană aici. Eluci, potinel, nadaran. Și mergem acolo. Mâncăm pe gratis acolo, patronă. Patronă, mâncăm pe gratis. Îți dă Pamela pe gratis. Da. Dobândă la banii ăia. Dacă vrei să-ți ia gâtul Dori. Te vine la fata ta, patroană. Cum? Hai. Mănânci la fata ta, patroană. Ce zici? Ce vorce ai adus gripă și tu. Uite, leu e rugușit. I-a dat adus gripa. Păi și ăsta e rugușit. Dar cum? Că leu-n asta cu noi. Cum a luat rugușirea de la noi? Păi nu ce la noi. Că de la noi n-a luat. Nu știu, dar am văzut mulți copii singuri. Mâine mergem să căutăm echipă de muncitori. Nouă. Păi dacă de asta că pe el ți-o dacă citeam gazetă, mulți toți. Mâine. Da, v-am să toți. Cum ne descurcăm? Da, mai plecăm și un loc ajungă. Aș pune logoro pe filmare. Ca cu ăla țelacu. Așa ne s-a văzut la țelacu. O săracul se ridică când ai comanda cu coa bengailu, că cădea-l cu ișorul. Da, ce aș pune conic. Da. Mor, cu Ali. Da. N-am auzit nimic, da? Mă, mă doare stomacul acum. Aline, mi-e foame, după trece 12 din noapte să mănâncă, mi-e foame. N-are nimic.
Da, pe mine mi-e rău, patron, că de la pastile mi-am distrus stomacul. Ai distrus multe perioade astea și cum ai luat mult și n-am luat protecție de alea, câte cu calmin, câte alea. Deci ai făcut Aline și n-ai făcut dinții. Nu. De unde? Că n-am făcut. Îi fac la Severin, la doctorul, la Fane, unde îl ducea pe tata. Nu mă ăla îmi pune mie dinți. Da, la ăla trebuie să mergem. Că trebuie să-mi dea jos toți ăștia din față să-mi pună implant. Dar fă la el. Păi nu, mergem luni. Mie îmi trebuie un singur implant. Și auzi, Aline. Acolo ne facem dinți. Mie mi-a spus să fac rază la dinți. Păi facem rază și mergem la el. Așa, cu rază mergem. Și ne apucăm de lucrare. Cu rază făcută. Dacă știu că să fac lucrarea la el. Păi numai ăla ne face. Da, șamanță, gata, așa face. Acolo mergem. Adică la ce-o dat aveli o cărândă al dantă. Da. Că trebuie să pună și el. Vă las, ne vedem mâine. Ca să facem și noi planul aici, ca să mergem la dinții. Faceți planul ca... La radiografii, să rezolvăm la dinții, că pe bune la noi e treabă mare cu dinții. Mamă, da. Welcome, fanele lui Anca. Ce crezi? Își face și patrona dinți acum cu mine. Ah. Face și ea rază, auzi, la dinți. Acum? Da. Ori face casa, ori face dinți. Și, și. Auzi, mâine să căutăm alte echipe de muncitori. Vezi? Alta, a cincea echipă. Vezi? Vezi că așa sunt ei. Nu ce vine cu oamenii, începe altă. Păi, acum au dreptate. Ce-au făcut oamenii? Bătaie de joc. Care? Ăștia care au făcut ce-au făcut. Ce n-am făcut bine? Nu, tu ai văzut lucrarea? Ce? Ai văzut lucrarea? Da, am văzut. Și ai văzut cum au vopsit și mobila? Că n-au pus un ciolofan? O folie? Da, dar nu cu faianța mă refeream. Nu, lasă faianța, ăia. Ăia, da. Le-au stupat caloriferele. Bătaie de joc, că n-am văzut în viața mea așa ceva. Sărbile, da, dar nu... Doamne, Doamne. Băi, David, de ce părere ai, măi, băiatule, mă? Eu am ales așa, cum aduce el altă echipă. Asta este. Salutare, prieteni. Să facă ce vrea, fiecare. A făcut camera la portocalie. Unde sunt florile de aici? Unde? Unde? Am făcut camera la portocalie. Ia stai, David, ha? Nu găsi ei făcut. Stai. Vreau să ofer și eu acest trandafir pentru toate fanele lui Anca. Uitați, fanelor, acest trandafir este pentru voi de 8 martie, la mulți ani. Vezi, mama, am dat trandafir la fanele tale. Da. Da. Caribu, fanele lui Anca, mișto Vilen. Să-l sunăm pe ursul după aia să vedem dacă au ajuns. N-am liniștea nimic. Ce-am fost și ce-am ajuns. Da. Ce să mai... Ai fost și ce-am ajuns. Să mă gândesc într-una. Mai știi când e filmat Alex de mult și mișca camera așa de amețea lumea? Da. Era și el mai micuț. Era mic și vorbea pe filmări și filma. Da. Da, îi plăcea de mult astea cu vlogul. Nu știu că el era nebunit de înainte la toți. Îi place muzică, altceva. Era înainte la toți și plăceau vlogurile. Fără zahăr. Asta e canalul Urs. Okay. Ursul și familia, ia uitați, abonați-vă, Ursul și familia. Acum nu mai contează, că-i cana. O să zic că Ursul acum că i-am luat și cana. Lasă, păi de-o acolo. Doamne, uite ce linguriță am. Lopată. Astea Mihaela le-a făcut cadou lui mama un set de lopeți. Da, sunt mai multe. Vedeți? Da. Lopețica. Nu. Gura. Davide. Gata, fii cu minte. Gata, prietenii, încheiem aici. Poți să-l pui pe post de 14? Ia stai. Îl ții pe partea asta și tai. Ce e mâine?
Pistii? Ia uite. Vedem mâine ce va fi. Salută prietenii, David. Salutare. Și tu, mamă, ia salută-i. Ne mulțumim și le dorim o seară frumoasă, liniștită. Hai. Vă pupăm, prieteni, vă dorim o zi minunată, că postăm filmarea mâine. Nu mai că postez mâine filmarea, că e târziu. Vă pupăm, vă dorim o zi minunată și ne vedem mai târziu cu detalii șocante din șatră de la Strehaia. Pa, pa! Pa, pa!